Băieți și fete, vreau să vă spun că vom vedea niște chestii super, super creepy în episodul de astăzi. De exemplu, primul videoclip pe care îl vedem se numește Nu te juca cu diavolul și sunt ăștia la o masă și se ceartă. Uitați-vă, se ceartă că ce că nu trebuie să te joci cu diavolul. Au luat tablou Ouija, dacă ați observat. Promite. Hai, deci mai joacă o dată tablou Ouija, fiți atenți că am început tare rău de tot. Mamă, deși gra asta nu trebuie să te uiți singur. Efectiv, videoclipul se numește iPhone Don't Watch This Alone și este postat acum o zi, fraților. Adică toate TikTok-urile de acum o zi sunt cele mai creepy TikTok-uri de la momentul actual. Hai, dă-i. Ok. Bun, haide. Nu vrea, nu vrea. Deci bă, ăla e frică. Bă, bă! Bă, s-a mișcat singur. Bă. Bă, s-a mișcat singură chestia de la tabla Ouija, man. Băi, o chestie asta n-am mai văzut-o până acum. Să se miște aia de la tabla Ouija singură. Mamă, ce voce are asta. Deci fii atent. Deci fii atent. Asta a găsit ceva. Mamă, bă! Deci asta e ceva din Japonia. Japanese Explorers through the Spanish Lands for his life. Uitați-vă, e canalul acesta numit A Lot of Music. Bun, deci băiatul ăsta, ăștia undeva în Japonia explorează o locație abandonată. S-a uitat și după... Mamă, bă! Bă, voi ați văzut aia? Băi, frate meu! Băi, voi ați văzut aia? Bă, voi o vedeți pe aia? Ai în, gen în geam. Cred că acum, sau nu, o fi că e acolo. Bă, nu, e acolo. E acolo? Nu, fraților. Bă, acolo e o floare. Frate meu, dar ce a văzut? De a fost așa de panicat. Ia stați. Uite-te, mă. A văzut iară ceva? Ia, uitați-vă, poate iară o să o vedem în astea. Unde e aia? Nu se știe. Bă, dar unde e? Mamă! Bă! Bă, voi ați văzut? Erau două de-alea. Fugi, frățioară! Bă, unde e aici? Mamă, nu! Bă! Uitați-vă, asta el nu a observat-o prima dată, a observat-o abia după. A văzut că n-a avut nicio reacție, numai noi am observat-o. Bă, asta numai noi am observat-o. Uitați-vă acolo și după parcă am mai văzut-o iară, am mai văzut o fată, gen. Ok, se uită acolo, păi și uite, da, și aici iar am mai văzut o fată, adică două fete am mai văzut aici. Nu? Bă, astea sunt bune TikTok-uri creepy rău de tot. Uitați-vă. Bă, deci uitați-vă, acum, bă, mi se pare mie sau asta seamănă cu fata cu care e el acolo, așa că sunt doi oameni, e băiatul ăsta care filmează și mai e și fata aia. Cumva asta nu-i fata aia, gen, într-un fel vrea să spună că o să o moare, uitați-vă. Bă, man, vai să mergi cu tovarăși tu undeva să vezi chestia asta și după când a fugit am mai dat de cineva. Uitați-vă, deci cred că e fix fata asta, dar nu sunt sigur. Bă, s-a căcat, apoi și-a fugit. Mamă, cred că dacă vrea de prima dată fugea. Doamne, fește, băi, și uite-o. Bă! Bă, asta n-are ochi. Mamă, deci, frații mei, eu acum realizez. Bă, asta n-are ochi. Bă, eu credeam că... Bă, eu credeam că e, cum îi zice... Că iar un explorator dă ăla și și-au dat-o din greșeală. Gen, s-au ciocnit din greșeală și-au dat partea din greșeală. Bă, aia n-are ochi. Aia e fantomă, o fi. Uitați-vă. Mamă. Păi ce-a făcut? A picat jos. Ok, oamenii mei. Bă, deci TikTok-urile astea. Uai, pe bune. Deci mă faceți să mă simt prost că mă uit singur. Nu mai știu să fie așa de creepy, pe bune. Acum asta se numește You Never Know Who's Behind You. Niciodată nu știi cine e în spatele tău. Hai să vedem. Și că asta a făcut un videoclip de asta și era cineva în spate, dar n-am văzut. She was drinking. And there was no one else in the room with them. It randomly shows up behind the girl on the left. Bun, deci că era cineva cu o față roșie și efectiv nu mai era nimeni în cameră și era numai ăla, a apărut deodată. Hai să vedem videoclipul. Cineva cu o față roșie.
Nu știu, eu nu văd, boys. Nu știu, e prea mic videoclipul, cred că o să trebuiască să... O să dea replay. Eu nu văd. Acolo, bă! Dar ăla-i pare un om cu o mască, man. Aia e față roșie, e față roșu închis, gen. The more you look at it, bă, the more it looks like a burnt victim. Why, bă, a zis că și că arată ca o victimă a unui incendiu. Mamă, băieți, fiți atenți că acum avem un TikTok pe care l-am mai văzut și eu. Însă intenționat m-am uitat la el că voiam să reacționez la el pe clip. Se numește Demonic Possession on Camera. Și o să vedeți că fata asta era live pe Instagram și deodată cineva din camera aia a fost posedat. Uitați-vă la chestia asta, gen. Pă bune. Acest Instagram live, uite, aia din față, aia din spate. Uitați-vă, aia cred că o să fie posedată, gen. Uitați-vă. E un live normal. Ce faci? Gen, așa se vede, ca să fie calitate maximă, băi, stai așa de micuț. Uitați-vă cum face aia. Asta n-are nicio treabă, face live pe Insta, gen. O skincare, Skincare, întreabă cineva... Întreabă cineva acum își păstrează tenul. Uitați-vă, bă, uitați-vă la aia din spate, ignorați-o pe asta, uitați-vă la aia din spate, s-a mișcat, gen. Hai să vedem. Ok. Bă, aia din spate? Bă, nu, bă, cred că aia din spate numai stă așa și ascultă ceva, gen. Nu mi se pare nimic a creepy momentan. Ia stai să vedem. Mai dăm aici. Dăm mai în față. Acum cred că se întâmplă ceva. Toți se au sunete. Bă, ce s-a întâmplat cu aia? Pică pe jos? Mamă! Bă, voi ați văzut că au trecut chestii pe acolo și după s-a stins lumina. Bă, ce s-a întâmplat cu aia? Bă, ce s-a întâmplat cu aia? O fi că acum a devenit posedată? Sau care-i treaba? Bă, Sara parcă o chema sau ceva de genul. Bă? Ce s-a întâmplat cu ea? Uitați-vă, fraților, acum se... Ce s-a întâmplat cu ea, boys? Bă... Bă, frate meu, nu e ok, pe bun, gen. Ok. Bă! Nu vrea să o lase, gen. Bă, mamă! Țipă, bă, așa face un om posedat. Și aici a închis live-ul de pe Instagram, dar ați observat, uitați-vă. Da, vedeți, a ieșit chestia aia, gen, în momentul în care ea s-a, da, are dreptate băiatul ăsta. Da, în momentul în care s-a închis lumina, ați văzut că s-a făcut aia, gen, a trecut o umbră, adică cineva a închis lumina intenționat, gen, asta-i treaba. Ba, și asta țipă în continuare. Lasă-o mă în pace, știi ce zic, dacă e așa determinată. Bun, fraților, bă, asta a fost, pe bune, ceva creepy. Hai să vedem pe băiatul ăsta care a prins o fantomă că se uita la el. Ok, a făcut un scris, s-a uitat acolo. Și ai, bă, aia ce că-i camera lui fiica sa, bă. Bă, cine e în camera lui fiica sa? Și de ce are ochii negri? Uai, bă, ăsta a fost așa arapi și creepy. Ok, mamă, să nu fie ceva și camera mea acum sau camera voastră. Creepy videos de internet. Hai să-l vedem pe băiatul ăsta. The Walking Blanket. A, ci că e o plapumă care merge singură? Ia uite, adică cred că e cineva îmbrăcat în daia, gen, cel mai basic costum de Halloween, îți iei o pătră, un gearceaf pe tine și că ești fantomă. Unii zic că e o fantomă, zic că e o farsă. A, dar uite, bă, nu se văd picioarele, bă, nu știu ce să zic, pe bune. Chiar nu știu ce să zic despre cât de real e clipul ăsta, dacă ăsta să mă întrebați pe mine, gen. Stay safe. Insane to drugs. Bun, oamenii mei, bun. Băie și fete, se spune că nu trebuie să vă uitați la aceste TikTok-uri pentru că cică o să vă bântuie visele. Asta este primul videoclip. Hai să vedem dacă e atât de creepy pe cât se pare. Deci băiatul ăsta se duce sus acolo. Se numește Mr. Liz Paranormal. Bun.
Bă, voi ați văzut că s-a mai dus cineva după el. Ok. Bă, s-a mai dus cineva după el. Și că asta s-a întâmplat la miezul nopții. Se închide și se deschide dulapul ăla. Bă, dar s-a mai dus o figură. Bă, la n-are. Bă, voi ați văzut că e un om fără față. Ok, stați puțin că ne-a luat. Deci, bă, primul TikTok a fost chiar foarte creepy. Voiam să zic că ăla care a urcat pe scări, a zis că, nu știu dacă era un câine sau era o persoană, se mergea în patru labe. Bun, asta a fost foarte ciudată. A simple joke turns terrifying. A guy decides to play a prank on his friend when it goes horribly wrong. Ok, deci băiatul ăsta voia să-i facă o farsă lui tovarășului. Hai să vedem ce se întâmplă. Seeing his friend in the cubicle, he goes into the one next to it. Watch what happens. Ok, după s-a dus, deci vedem, ăla era la toaletă într-o cabină și s-a dus în cealaltă și voia să-i facă o farsă. Foarte nașpa, dar hai să vedem ce s-a întâmplat. Ok. Bă! His friend had completely vanished, but what was that on the ceiling? Bă, eu nu mă așteptam la chestia asta. Bă, tovarășul lui a dispărut? Dar uitați-vă ce e acolo sus. Bă, voi ați văzut că se închide videoclipul. Man, era ceva sus pe tavan. But what was that on the ceiling? Fraților, stați că încerc să o prind. Uitați-vă! E ceva sus pe tavan. Ok, bă, deci TikTok-urile astea, pe bune, m-au luat așa tare. Bă, ci că mi-am auzit propria voce care mă cheamă din cealaltă cameră. Bă, cum adică ți-ai auzit propria voce care te cheamă din cealaltă cameră? Bă, voi realizați să te auzi pe tine, cum zice unul mare, îți vine aici. Bă, și să zic eu, gen, cu vocea mea. Mamă, uitați-vă, e cu băiatul ăsta și în spate mai e încă cineva. El credea că e singura casă, dar nu era. Bă, dar cum să-ți auzi propria ta... cum să-ți auzi propria voce că te cheamă? Asta e, cică, e una dintre cele mai sinistre fotografii care există în istorie. Hai să vedem de ce. Taken by a professional photographer in 1972 as guest arrived for a wedding. 1972. Everything in this picture looks happy and normal. Da, totul pare foarte normal în fotografia asta. Take a closer look at the man standing in black, you'll see something odd. You can actually see somebody in white crouching. Cineva e în spatele lui ăsta, în negru. All four of the people in the picture said that there was no one behind them when it was taken. Toată lumea a zis că nu e nimeni acolo. The same thing and that it would be impossible for someone to crouch behind them without him seeing them. Cică și a zis că fotograful a zis 100% că el n-a fost nimeni acolo, dar cine e acolo în spate? Vedeți, arată ca o persoană. This is a better picture where you can actually see the guy's legs and then in the top you can see his eyes. Bă, vezi ochii? Bă, uitați-vă. Păi, bă, ia stai puțin. Deci îi vezi ochii aici și vedeți? De aici are picioarele, dar dacă te uiți la picioarele lui, nu pare că stă ghemuit, gen. Adică are picioarele așa și capul. Bă. Bă, ce cu fotografia asta? A fost examinată și de poliția fotografiilor. Și a zis că e originală. Deci poza nu e editată, e originală, bă. Bun, fraților, deși că asta aș filma fiica în timp ce s-a întâmplat ceva foarte, foarte creepy. Și că am auzit-o pe fiica mea că vorbea cu cineva, așa că am chemat-o și am întrebat cu cine vorbește. Dar nu mi-am dat seama până când nu m-am uitat. Only her, numai eu și ea eram acasă. Deși că asta vorbea cu cineva, fiica sa, însă numai ele două erau acasă, n-avea cu cine să vorbească, numai singură. Păi înseamnă că vorbea singură. Sau cu prietenii imaginari, hai să vedem. Uitați-vă, hai să ne uităm la ce a văzut pe cameră. A prins asta pe cameră. Laila, vino aici. Bă, voi v-ați dat seama? Bă, parcă s-a dus un copil. Gen... Parcă s-a dus un copil în partea dreaptă, ia uite-ți-vă. Lily, come here. Un copil, uitați-vă, vedeți copilul ăla? Ăla a plecat în partea aia, s-a dus acolo, sau era un brai. Bă, parcă era un copil acolo care s-a dus, deci nu știu dacă nu mai am văzut. Uite, e o umbră, bă, era un brai, sau era cineva pe bune acolo, uitați-vă. Bă, s-a și uitat, avea și, no.
Deci aia nu e o umbră 100%, dacă era umbră, deci bă, parcă s-a și uitat la noi, efectiv. Și era și mai mare decât ea, uitați-vă. Uitați-vă, bă, bă, nu era umbra, deci nu era în umbra ei, uitați-vă, e și mai mare decât ea și toate alea. Uai, ai, ai, man, deci se juca pe bune cu cineva. Da, aia s-a dus în cealaltă parte și fica a venit la ea. Gen, bă, bă, era cineva acolo, se vede. This footage was taken in 2016. Bă, asta în 2016 s-a întâmplat. And it wasn't until recently that Genevieve had noticed this. Mamă, deci stăteți, boys, zici, mamă, deci în 2016 s-a înregistrat asta și ea nu și-a dat seama, femeia, abia acum și-a dat seama, în 2021 și-a dat seama, s-a mai uitat toată pe filmare, o fi. Needless to say, bă, she was left disturbed by the footage. Bă, a fost foarte speriată. Now, it could be that the apparition is actually her daughter's shadow. Dar putea să fie umbra ei, dar nu cred, fraților, ești pe bune, scrieți la comentarii, eu nu cred că e umbra ei, gen. Arată foarte diferit. It appears to be taller than her daughter. Da, e mai înaltă, parcă are și părul așa, deci nu știu, nu cred, boys, deci pe bune nu cred că e umbra ei, nu seamănă deloc. Lysers. Uite, de acolo vine lumina, gen, și trebuie să calculăm cum să fie. Bă, bă, nu știu. If it were actually a shadow, we'd still be able to see the door in the background. But instead, our view of it is blocked as it passes by. Bă, da, chiar, fiți atenți, după când a trecut pe cealaltă parte, gen când a intrat pe ușă, în cealaltă cameră sau în cealaltă parte a casei, n-a mai existat, adică dacă era o umbră, venea și pe aici, gen, și se vedea și pe aici, dar vedeți, când a intrat acolo, a și intrat, gen, uitați-vă, a plecat, gen, când a intrat aici, a plecat instant, gen, ar fi trebuit să o vedem. Bă, 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 e creepy rău de tot. Genevieve e 100% sigură că asta nu e, nu e o de-asta. Nu e o umbră, nici lucru. Ok, asta fuge pe scări, dar nu știu exact de ce, uite-ți văd că tot fuge. Urmărește cineva, gen. Mergi, mergi, mergi. Nu mai e nimeni în spatele tău, eu n-am mai văzut pe nimeni. Fugi, fugi, fugi. Bă, de ce tot se aude un ticăit, gen, mi se aude un ticăit. Fugi, mă, fugi odată. Mă, dar cât mai are, pe bune? Ba, nu, cred că ăsta e ultimul. Da, 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 uite-ți, aici jos. Aici jos se termină. Ba, nu mai are încă unul. Bă, dar cât merge asta? Uite, aici jos s-a terminat. Mama, aici să nu o prindă. Etajul 4. Bă, mamă. Bă. Bă, calmează-te. Calmate. De asta mai jos. Bro. Bă. Mama, a venit liftul. Ok, intră lift odată, bă, că mă sperii și pe mine. Intră-mă odată lift. Bă, parcă era cineva sus acolo. Mama, mama, nu se închide liftul, uai. Bă, de ce nu se închide liftul, oamenii mei? Închide, bă, liftul. Bă, bă, nu se închide liftul. Mamă, 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 o ia pe scări, o ia pe scări. Aoleu, băi, 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 băi. 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 Mă, ce credeți, băi, mai supraviețuiești? Eu nu cred. Eu zic să fugi, sora mea, că de supraviețuit e zero! Mamă, ce m-a speriat asta. Bă, acum e la etajul 8? Uite, i-a dat cheile. Bă, parcă e cineva în spate. Acolo a zis că e cineva. Bă, acolo scria 8, acum e la etajul 8, parcă era la etajul 4. Bă. Ce s-a întâmplat, man? Mama, acum explică frățiorul care a fost treaba, bă, ciudat rău de tot, bă. Băiatul ăsta s-a trezit la miezul nopții. Bă, bă, e ceva acolo, uai. Uai, bă. Păi bune, nu trebuie să te uiți la astea înainte de culcare. Bă, e cineva acolo, bă, deci, mamă, mamă, s-a ascuns, uai, ai, ai, era cineva. Bă, nu, nu te du, nu te du. Bă! Uai, frații mei. Bă, 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 bă. A dark apparition can be seen looking at Dominic. Da, uitați-vă că era aici, da, după n-am mai găsit nimic. Fraților, cam atât a fost cu acest videoclip, bă. Cele mai creepy TikTok-uri, boys. Mamă, ok, stați că am început ciudat. Bă!
Bă. Hopa, a dispărut. Ok. Mamă, ok, am început prost, am început prost. Ok. Ce chestia aia? O să-l înghidă pe ăla? Mamă, bă, vine ceva și mai mare și... Uai, uai, ok, ciudat, ciudat. Ok, l-ați văzut pe ăla acolo. Mamă, uite și pe ăsta. Ok. Mamă. Pe o seară în noaptea. Ăla nu era din FNAF, boys. Freddy Bear s-a uitat la mine. Ok, o să vină. Mamă, ok, vine pe mine. Mamă, deci mă sperie rău de tot astea. Bă, ce e asta? Mamă, 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 ce-i creatura asta? Fugi, frate, mi-o fugi, fugi. Mamă, ăsta-i Pennywise. Bă. Deci ăla de la început a fost SCP-096, ăsta-i Pennywise. Bă, mamă, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, fugi, frate, mă, mamă, mamă. Ok, ciudat rău de tot, boys. Ce chestia asta? Ok, jos. Sau e de bine sau de rău? O să iasă ceva de acolo. Sau? Mamă, ok, deci credeam că faptul că a lovit-o s-o dus, gen, o omoră tot, dar faptul că a lovit-o mașina nu a avut niciun efect. Foarte ciudat, ok. Cineva bate la ușă, boys. Deschide-mă ușa, frate meu. Hai că o deschis. Ok. Bum. Bă, voi v-ați aștepta la chestia asta? Mama, asta-i Siren Head. Asta-i Siren Head, boys. Jesus, cum arată. Bă, voi vedeți cât de ciudat arată. M-a luat asta și mi-a dat-o mie în față. Cineva încearcă să intre pe ușă. Poți să cuvin diesel acolo, de ce? Ok. Mamă. Bă, ok, asta chiar a fost ciudat rău de tot. Bă, ce-s cu creaturile astea? De când au apărut, boys? Ce-am ratat așa de mult? Ăla-i un... Bă... Mamă, și vine direct în tine! Ok, ăsta s-a mutat pe undeva. Nu te du-n față, frate meu. Mamă, fugi, fugi, fugi. Nu trebuia să se ducă în față. Ia, păzea, uite-l pe carton, chiar de-i în față, de-i în față. Dar ok, că o scăpat. Mamă! Ok. Bă, ce-i chestia aia, bro? Închide geamul! Ok. Cineva i-a luat pachetul de acolo. Uite, asta e omul cerb sau care-i treaba? Mamă, sunt mai mulți! Asta. Ara, ai păpușa aia, boys. Nu știu dacă o știți. Nu mai știu cum se numește exact, dar știu că e o păpușă. Mamă, vine asta. Spirit Halloween. Spiritul de Halloween. Eu n-aș intra înăuntru, frate meu. Hata zic. Ia să ne duce în spate. Ciudat. Cine e ala?
Nu înțeleg. Mamă, s-a enervat, păzea! Bă! Bă! Ok. Mamă, mamă, frate meu, ai grijă, ai grijă. Se uită ură pe tine, fă-i o zi să fugi! Uai, ce-i chestia aia, boys? Ce-s chestiile astea? De ce au așa găuri scârboase și ciudate pe ele? Cum e ăsta, gen? Chiar au găuri ciudate și scârboase pe ele? Ok, a venit o meduză mai mică lângă meduza gigantică. Da, mamă, dar ce-s cu meduzele astea, boys? Mamă, ăsta-i Gastul din Minecraft! În real life, în viața. Mamă, acum ați dă-o de-aia. Uai, boys, cât de tare a fost chestia asta. Nu știu, nu-mi place asta cu pădurea. Ok, boys, nu știu ce trip ciudat sunt ăștia, dar pare foarte creepy. Mamă, vine după tine, frate meu, eu ți-aș recomanda să fugi. Bă, ce-i aia? Bă, bă! Bă, ce-s cu TikTok-urile astea? Și ce le-a făcut? Uite, are un mec gigantic. Bă, bune, băi, ce-s cu TikTok-urile astea? Cine le-a făcut? Mamă! Bă! Nu știu ce-i chestia asta, pe bune. E cineva acolo înăuntru, eu nu m-aș duce locul tău, frate meu. Eu nu m-aș duce, ea zice să fugi. Mamă, mamă, nu ia bună. Nu știu ce-i chestia aia, vezi să fugi. Eu zic să fugi. Fugi. Mamă, trebuia să fugi, dar da, de ce a oprit motorul? Că s-a auzit cum a oprit motorul. Băi, mamă, mamă, ce-s cu creaturile astea ciudate? Daisy. Mamă, uite-ți-vă cât ies. Uite-l pe Sonic. Asta-i Sonic posedatul sau care-i treaba? Mamă, a fugit Sonic. A fugit Sonic, s-a adus tare, calmea asta-i Sonic. Mamă, calmează-te omul, cum ai speriat. Stai, frate-mi, în spate. Că te bate ăsta, n-ai văzut. Mamă, boys. Uite, am mai fost ăsta odată, însă erau mai puțini, acum sunt mai mulți. What? Bă, și-ți dă ție una, boys, ce-i asta? Ok, ăștia sunt destul de nervoși. M-a aruncat aia, l-a aruncat pe ăla direct în mine. Mamă, ăsta se uită așa ciudat. Ciudat rău de tot. Ce vrea ăsta să facă? Mamă, vine ăla și te-a luat, frate meu, te-ai dus. Mamă, boys. Nu știu ce o să facă fratele nostru, eu zic să fugi, să pleci și să fugi. Ce-i asta? Ce-i asta, boys? Ce-i asta? Uite pe minionul ăsta. Aoleu, uite, boys, cât ies, mă! Bă! Ce-s cu oamenii, mam? Ce-s cu oamenii ăștia care levitează? Why get out when you can't keep on driving?
Merge în față. Ok, l-a lovit pe Pennywise, bravo. L-a lovit pe Pennywise. Bravo. Cine e ăla? Mamă, dreapta vii mai mult, ce să fugi, frate miu. Bă, vezi date rău de tot astea. Mamă.